Bun găsit, vă spun, la o nouă ediție a emisiunii Observatorul Prahovean Live, o ediție de promovare electorală. Alături de mine se află astăzi în studio Mircea Crisbășanu, candidatul USR Plus la primăria Urlați. Bun găsit, vă spun. Bine v-am găsit. O scurtă prezentare. Invitatul meu are 36 de ani, a studiat construcțiile civile în București, are un master în Olanda și o să revenim imediat, acolo unde își găsise și un job bine plătit, însă a preferat să se întoarcă în Urlați și să promoveze cicloturism. De aici până la a intra în politică și a candida pentru primăria Urlați este un drum destul de lung, deși, și cu asta aș vrea să încep, ce căutați în România, nu mai zic de Urlați. Adică ați ajuns în Olanda, acolo unde a stat 2 ani, ați făcut acel master. În prezentarea pe site-ul oficial precizați că ați avut mai multe oportunități de joburi, incomparabil mai bune cu cele din România, mă refer aici ca și câștiguri salariale, și totuși v-ați întors în Urlați, în România. Repet, de ce? Așa este, m-am întors și aș completa că am adunat experiență de lucru profesional în domeniul construcțiilor, 3 ani de zile în București, în paralel cu studiile. Am lucrat la o companie de proiectare software în construcții și 1 an de zile în Olanda. Am avut norocul și mare oportunitate să lucrez și acolo, să văd ce înseamnă mediul de lucru în străinătate, foarte profesionist și foarte mult axat pe creșterea și dezvoltarea angajatului. Ei bine, sigur, întrebarea asta cu ea mă întâlnesc de foarte multe ori, chiar și acum, după ceva ani de când m-am întors. De ce m-am întors? În primul rând, pentru că am o chemare pentru țară, pentru România. Experiența de afară pe mine m-a ajutat într-adevăr foarte mult. Am plecat inițial crezând că este lapte și miere în orice țară în afară de România. Ei bine, locuind 2 ani de zile în Olanda, am văzut și care sunt problemele societății de acolo și mi-am dat seama că nicio țară nu este perfectă. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, acolo este un sistem foarte bine uns din toate punctele de vedere. M-am gândit cu ce pot contribui mai mult la societatea în care aleg până la urmă să locuiesc, să trăiesc. Iar răspunsul a venit destul de facil, destul de ușor. Mi-am dat seama că vreau să construiesc în România. Vreau să ajut comunitățile din România să devină mai implicate, mai solidare, mai unite, așa cum m-am priceput și mă pricep să o fac. Cumva asta a fost misiunea, da, cu care m-am întors în cap, ținând totuși cont că în 2010 a fost criza puternică Noastră erați financiară. specializat în construcții, un sector grav afectat de criza Cel mai respectivă. grav afectat în România, cel Exact. puțin în momentul ăla. Bun. Cât de greu sau de ușor a fost să vă readaptați la societatea românească și la greutățile de atunci? Și de ce ați ales în ultima perioadă să vă implicați în politică și chiar să candidați pentru cea mai înaltă funcție, să spunem așa, administrativ-locală din Urlați? Păi, uitați, am inovat, m-am adaptat. Atunci, în situația respectivă, am ales să-mi urmez pasiunea, care este turismul pe bicicletă, practic asta de când sunt elev, dinainte de studenție, de fapt. Și, de fapt, în 2003 am ajuns prima dată pe bicicletă la Urlați, din Ploiești, eu fiind născut în Ploiești. Atunci a fost prima dată când mi-a legat destinul de acest oraș frumos. Și, ulterior, practic, de ce m-am decis să merg în continuare în direcția asta? Pentru că a fost, până la urmă, turismul pe bicicletă, ce fac eu, organizez tururi ghidate pe bicicletă cu turiști străini, le arăt partea frumoasă a României, turiștilor din toate colțurile lumii. Și este foarte inspirațional, cel puțin pentru mine, văzând, până la urmă, și primind toate reacțiile, impresiile turiștilor, mi-am dat seama că sunt pe drumul cel bun și că până la urmă reușesc să promovez într-un mod foarte benefic țara. La Urlați am ales să iau această cale pentru că până la urmă m-am săturat să aștept. Practic sunt un nou politician, am intrat în Partidul Plus în 2019, deci de foarte curând, și până la urmă întreaga noastră echipă pe care o propunem pentru candidatura în Consiliul Local, suntem oameni noi în politică, oameni tineri, oameni entuziaști, oameni cu energie și știm sigur că, având și păstrând o viziune coerentă, putem într-adevăr să ducem Urlațiul la nivelul următor, de modernitate, de ridicare a calității vieții
și de ce nu de promovare împrejur, pentru că Hulațiu poate să devină, și o să vă explic cum, poate să devină un model în Prahova. Bun, USR, mă rog, plus și ulterior prin fuziunea celor două partide, e clar candidat sub sigla alianței USR plus. De ce acest partid? Mă rog, și evident această alianță. De ce nu v-ați dus la un partid tradițional, să spunem cu ghilimele de rigoare, și ați ales o formațiune relativ nouă? Pentru că oamenii noi în politică, într-adevăr, pot da acel restart de care, până la urmă, și politica românească și, în general, comunitatea are nevoie. Oamenii noi în politică sunt oameni care gândesc liber și noi suntem în felul acesta, da? Oameni care gândim liber, oameni care suntem, practic nu ascultăm de vreun mentor corupt, ascuns sau mai știu eu ce, cum foarte mulți există prin partidele vechi, din păcate. Și suntem într-adevăr oameni care vrem într-un mod susținut și onest schimbarea, pentru că venim foarte mulți dintre noi din rândul societății civile, venim foarte mulți din rândul oamenilor simpli care vor într-adevăr să nu mai aștepte, nu știu, să vină din senin această schimbare. Schimbarea vine dacă ne implicăm, iar noi alegem să ne implicăm susținut. Evident, alături de dumneavoastră este și o echipă pe care ați propus-o pentru Consiliul Local. Dacă ne puteți face o scurtă descriere înainte să intrăm efectiv în proiectele pe care dumneavoastră le propuneți locuitorilor din Urlați, apropo de ceea ce vă doriți să faceți în administrație. Sunt la fel de tineri ca dumneavoastră, mă rog, și cum i-ați convins să intre politică, pentru că până acum, nu știu, un an, doi, tinerii refuzau din start ideea de a face politică, de a se implica activ în zona asta și în administrație, organizațiile de tineret ale partidelor vechi, să spunem, fiind formate, sper să nu deranjez pe cei care se simt, din fiii politicienilor, cei care vreau să promoveze încă de mici în structurile de partid. Cum i-ați convins să vină alături de dumneavoastră? Principalele calități sunt foarte ușor de scos în evidență pentru oamenii noi în politică. Aș începe cu curajul, pe lângă competență, evident, care este absolut necesară, dar competență, curaj și onestitate, cinste. Da? Suntem, cum a spus, toți suntem tineri, până la urmă, în același segment de vârstă și suntem oameni care nu avem rude prin politică care să ne plaseze, nu știu, în anumite poziții favorabile. Nu suntem dispuși să muncim mai departe pentru oraș, să ne punem practic în comun toate valorile și toate abilitățile de care dispunem, da? Suntem creativi, suntem energici, suntem determinați să mergem înainte, asta este foarte important și suntem gata să punem toate aceste calități în slujba dezvoltării orașului. Gândiți-vă că noi toți venim, foarte mulți dintre noi, avem la activ implicare în comunitate, în comunități într-un fel sau altul. Avem proiecte de voluntariat în Urlați în care ne-am implicat, proiecte de mediu, de gestionarea deșeurilor, de împădurire și așa mai departe. În general, proiecte care să stimuleze inițiativa cetățenilor. Pentru că asta ne dorim foarte mult și, până la urmă, asta este un element cheie al unei noi administrații. Să știe să relaționeze cu oamenii, să știe să comunice cu oamenii, să știe să implice oamenii în proiecte comune. Să nu mai fie acea atitudine de să vină să ni se facă. Să ni se facă, să ni se dea. Da, haideți să facem împreună și știu că putem să facem asta, nu în toate segmentele, dar în anumite domenii chiar putem face lucruri împreună. Și până la urmă asta este și un apel și o invitație către urlățenii care ne ascultă. Ăsta este până la urmă fundalul de la care pornim. Avem un inginer silvic, fost profesor. Avem oameni care lucrează, candidați pentru Consiliul Local, oameni care lucrează în domeniul medical. Avem oameni care sunt din zona financiară. Avem oameni bine pregătiți, profesioniști pe domeniile lor, care apoi sunt mai departe să dea și mai mult comunității. Bun, am extras din prezentarea dumneavoastră de pe site-ul oficial care vă poartă de asemenea și numele, un lucru care mie personal mi-a plăcut.
Spuneți, citesc din programul, să spunem, dumneavoastră, sunt convins că urlațul poate deveni o opțiune reală care să-i aducă înapoi pe urlățenii care au decis să plece de acasă pentru a lucra în străinătate, precum și pe tinerii care pleacă să studieze la facultate și în acest moment nu găsesc argumente pentru a rămâne în oraș. Schimbând urlați cu orice altă localitate, inclusiv cred că și Ploieștiul la un anumit nivel, orice localitate din România, cred că de fapt aceasta este problema noastră a tuturor. Faptul că în căutarea unui trai mai bun, foarte mulți dintre apropiați, prieteni, rude, cunoștințe au ales să plece afară, abandonindu-și cu ghilimelele de rigoare, în primul rând membrii familiei și ulterior prietenii și așa mai departe, dar și tinerii care, de exemplu, pleacă nu doar din Urlaț, din orice, repet, din orice alt oraș mai mic sau, nu mai zic, de comună, care pleacă să studieze în București sau în alte centre universitare și care, evident, că nu se vor mai întoarce decât într-o mică măsură în comunitățile din care au plecat. Tocmai că, nu știu, e vorba de oportunități de business, carieră și, nu știu, modul în care privesc lucrurile. Cum credeți dumneavoastră că veți reuși, în calitate de primar, să spunem, să faceți lucrul acesta? Într-adevăr, ăsta este de fapt scopul pentru care ne aflăm în fața urlățenilor și ne dorim să ducem până la urmă administrația orașului la alt nivel. Și eu am doi copii care învață la școală în Urlați. Știu sigur că în momentul acesta, când ei ar termina liceul, ar pleca fără să se uite în urmă. Ca mine sunt mulți alți părinți. Ori noi, până la urmă și din discuțiile pe care le-am avut de-a lungul timpului cu oamenii și numai perioada aceasta, da? Pentru că am avut proiecte în care am implicat elevii, în care am lucrat alături de școli și am văzut această cumva gândire, atitudine care se rostogolește de la o generație la alta. Ne dorim foarte mult ca Urlațul și România să știe să-și păstreze acești tineri valoroși. Ei sunt cea mai mare valoare pe care o poate produce orașul și, în general, localitățile, comunitățile. Ori cea mai mare valoare, ea alege să se disipe, să se ducă în alte direcții. Cum putem să oprim asta? În primul rând, să avem o viziune clară, coerentă. Ori viziunea noastră se centrează foarte mult pe cetățenie activă, se centrează foarte mult pe stat responsabil, da, aici vine rolul administrației, să vină cu politici locale responsabile, și foarte mult se centrează pe comunități active, deschise, solidare. Lucrurile astea mai departe se pot regăsi și în măsurile pe care le propunem pentru oraș. Partea de viziune, vă spuneam, da? Ne interesează ca Urlațul să devină oraș modern și curat. Pentru aceasta e nevoie să ne concentrăm pe atragerea de fonduri europene. Ori aici Urlațul a suferit destul de mult, fiind totuși oraș, da? Adică are un anumit rang, are o anumită greutate și are o importanță pentru județ. Gândiți-vă că pe programul operațional regional, care este cel mai important program de fonduri europene pentru administrații locale din România, din 2007 și până acum, câți bani credeți că a atras Urlațiu? 0 euro. Au fost alte programe care au fost accesate, dar fie pe linie de guvern, în orice caz, mult prea puțin față de potențialul real. Ne uităm la alte administrații moderne cu adevărat în România și acolo vorbim de milioane de euro care circulă an de an din fonduri europene. Ori aici este unul din punctele cheie. Dacă vrei investiții, dacă vrei locuri de muncă, nu doar pentru cei tineri, în general pentru cetățenii din Urlați, politica ta trebuie să fie ca conducător al unui oraș, trebuie să fie foarte mult concentrată pe a atrage resurse și, până la urmă, bani din surse sigure. Ori fondurile europene sunt niște bani siguri în momentul în care tu ai o echipă bine pregătită, care știe să scrie proiecte, care știe să câștige proiecte cu bani europeni și care știe să pună în execuție proiecte cu bani europeni. Da, nu cumva și în cazul Urlațului și mai sunt câteva exemple în Prahova de comunități pe raza teritorială cărora au apărut niște investiții. În cazul de față la Urlați vorbim de o multinațională care furnizează la bugetul local o sumă consistentă în raport cu ceea ce se întâmpla, nu știu, acum 10 ani, să spunem, în Urlați. Administrațiile se mulțumesc, da? Băi, uite, vin banii ăștia, sigur,
N-are rost să mă mai leg la cap cu dosare, cu licitații, cu proiecte, să vină nu știu cine să mă întrebe ce am făcut cu banii, ce am semnat și așa mai departe. E o mentalitate păguboasă, românească, cu ghilimele de rigoare, dar care, din păcate, se aplică în multe situații, nu doar la urlați. Credeți dumneavoastră că dacă un astfel de program de finanțare consistentă ar fi fost accesat, urlațiul ar fi arătat altfel acum? Siguranță. Da, am fi vorbit de un oraș cu adevărat modern și vedem, din păcate, mai multe exemple în vestul, nord-vestul țării, ce înseamnă oraș modern. Un oraș modern automat este un oraș care atrage an de an bani europeni și nu se mulțumește, nu se oprește la un proiect sau două proiecte pe an. Da? Sunt orașe care se concentrează foarte mult pe asta, au practic un management axat pe așa ceva, echipe competente, da? Ce vă spuneam mai devreme, care deja acum lucrează și le este la îndemână să lucreze în felul acesta și să acceseze diverse programe cu bani europeni. Și evident că și urlațiul trebuie să meargă în zona asta dacă într-adevăr vrem să trăim într-un oraș modern. Asta înseamnă un oraș modern care are într-adevăr bani de investiții, iar bugetul local, sigur, dacă ne bazăm doar pe taxele pe care le luăm de la urlățeni, niciodată nu o să ajungem departe. Ce spuneați mai devreme cu această atitudine, cu taxele care vin De la firmele locale și de la cetățeni, nu este sustenabilă. Sustenabil pe termen lung este să atingi cât mai mult sau să măcar să mergi în zona, să țintești în zona de independență, independență financiară. Adică să zicem că la un moment dat nu ți-ar mai da guvernul banii promiși, da? Prin diverse mecanisme. Tu totuși să poți să, nu doar să supraviețuiești, să crești, să evoluezi, da? Să te dezvolți. Și asta, evident, vă spuneam și revenim întotdeauna la cheia asta cu implicarea comunității. Nu faci tu doar ce crezi tu că are nevoie orașul, ci implici comunitatea, consulți cetățenii și intrăm foarte mult în zona de transparență a administrației. Asta cumva vreau să o las spre final, dar e bine că o tratăm acum. Gândiți-vă că website-ul actual al primăriei Urlați are 25% din totalul paginilor active. Restul paginilor sunt fie goale, n-au niciun conținut, aproape jumătate sunt goale și restul sunt neactualizate de anul. În anul 2020 sau 2020, cum spunea un ex-premier, aveți și noastră pretenții să, ca primăria să aibă un site modern. Lucrurile astea pot fi reglate, că nu este o mare filozofie să ai un site structurat, bine pus la punct, care până la urmă să servească ca un instrument de informare pentru cetățean și pentru orice investitor, pentru că un investitor care vrea să vină la Urlați, înainte de a vorbi cu cineva, ce face? Google. Și ce găsește pe Google? Găsește un site care este din... Page not found. Da, lucrurile astea pot fi reglate. Apoi, iarăși legat de transparență, comunicarea cu cetățeanul. Oamenii sunt nemulțumiți că în momentul ăsta comunicarea este greoaie. Haideți să fim în secolul 21. Haideți să avem un număr și de WhatsApp, de ce nu, în care oamenii imediat foarte repede pot... reclama o anumită problemă cu care mai ales că avem acest context, avem acest context pandemic, să spunem, în care chiar este nerecomandată interacțiunea directă a cetățeanului cu funcționarul, adică prin internet ar fi mult mai sigur și mai safe. Să nu mai stăm la acele, nu știu, cereri scrise pe care, sigur, le poți face și faci adrese ca și până acum la primărie, dar să mergem pe varianta mai rapidă, pentru că, într-adevăr, atunci ești mai eficient. Apoi, iarăși, aș crește calitatea mediului de lucru al angajaților primăriei. Pentru că au nevoie de facilități, au nevoie de echipament ca să performeze. Ori, în momentul ăsta, sigur, li se cere performanță, dar și ei sunt lăsați destul de în urmă. Nu știu dacă ați intrat în clădirea primăriei, o clădire superbă de altfel. Da. Nu este monument istoric, o clădire foarte frumoasă, care trebuie reabilitată și, până la urmă, trebuie reglate tot ce înseamnă funcționalitate și flux intern, astfel cum și departamentele în cadrul primăriei să poată să comunice facil între ele. Da, aș vrea, pentru că deja emisiunea se consumă, ca să zic așa, pe repede înainte și mă bucur că sunteți un interlocutor activ, aș vrea să abordați câteva, să spunem, domenii cheie în orice administrație locală și aș vrea să începeți cu educația, pentru că tot vorbeați că orice comunitate ar trebui să fie atentă la copii, la viitorul lor și să-i facă să rămână în comunitate și după studii. Cum este actuala infrastructură în Urlați, mă refer aici, nu știu, la școli, grădinițe, licee, și ce ar trebui făcut
pentru îmbunătățirea condițiilor în care copiii învață? Un Lațiu atrage, până la urmă, tot ce este mai bun în materie de educație din întreaga zonă. Da? Toată zona Văii Cricovului și împrejurimile, toate comunele din jur, într-un fel sau altul își trimit copiii la liceul din Urlați, ceea ce este un lucru foarte bun. Asta este o oportunitate pe care o are orașul. Dar a ajuns liceul să devină neîncăpător, clădirea liceului, deci aici clar trebuie să găsim soluții pentru extinderea clădirii, astfel încât, gândiți-vă, în momentul ăsta elevii de-abia dacă găsesc un spațiu al lor pentru ei, în care desfășoare proiecte, există cluburi, da, care activează în cadrul liceului și iarăși vorbeam de vocea elevului și atenția centrată pe el. Trebuie și ei să aibă un spațiu al lor și evident spațiu decent pentru a se putea desfășura orele. Apoi mai este școala gimnazială Cănuță Ionescu, care are nevoie de sale de sport. În momentul acesta copiii iarna nu au unde să facă sport și aici soluții iară se pot găsi. Întotdeauna când nu știm și ne întrebăm oare cu ce buget, păi ne întoarcem la fonduri europene întotdeauna, pentru că atunci chiar poți să accesezi investiții serioase, bani pentru investiții serioase și să mergi în zona asta, să tratezi problemele de educație. Și mai este o problemă foarte importantă, să zicem un top 3 am făcut, trebuie înființată, construită o nouă grădiniță, pentru că și grădinița a devenit neîncăpătoare. Da? Având, practic, genul ăsta de concentrare pe educație și, până la urmă, educația trebuie să fie prioritatea numărul 1, într-adevăr crești calitatea vieții, într-adevăr, ajuns să ai și elevi care termină liceul la final mai buni, da? Și concomitent trebuie să-i ajungi și pe ei să-i asculți, să-i ajungi să se implice în comunitate, pentru că în felul ăsta, apropo de rădăcini, le crezi rădăcine mai adânc. Și atunci există o șansă în plus ca ei să se întoarcă la un moment dat. E ok să plece afară, să se școlească, să adune bani, contacte, deschidere, orizonturi largi, dar să aibă o șansă în plus să se întoarcă. Iată, educația, așa cred eu că trebuie tratată. Sigur, sunt multe alte măsuri mai mici care pot fi luate și care ajung în esența diverselor probleme cu care se confruntă educația. Mai este un alt domeniu foarte important unde vrem să ne concentrăm pentru Urlați, mediul de afaceri. Urlațiu, odată poate să aibă o politică foarte deschisă către atragerea de tineri antreprenori, chiar și urlățeni, tineri din Urlați să aleagă să se întoarcă în oraș să înființeze o propriu firmă. Business. Sigur că da. Ne întoarcem la fonduri europene. Nu trebuie să fim toți angajați la multinaționale, da? Sigur că da. Pe de o parte să fie sigur un mediu atractiv pentru firmele existente să se dezvolte și apoi pentru tinerii antreprenori. Ori, acest birou de fonduri europene pe care vreau să-l solidific, să-l fac și mai puternic decât este în momentul ăsta, pentru că este mare nevoie, pe de o parte va scrie proiecte pentru administrația locală, dar pe de altă parte va acorda consultanță tinerilor antreprenori, astfel încât să ajute să acceseze diverse programe pe fonduri europene, pentru că noi antreprenorii în oraș ajută de fapt și administrația. Da, prin taxe, prin chirii și așa mai departe. Este în avantajul tuturor. Ori noi trebuie un oraș vibrant, ne trebuie un oraș în care să se întâmple lucruri. Și mut discuția ușor-ușor către alt domeniu foarte important și foarte bun pentru tineri și nu numai tineri. Turismul. Este un domeniu în care mă pricep poate cel mai bine dintre toate, pentru că am activat de-a lungul timpului și nu doar am făcut turism în România, dar am și lucrat ca pe partea de advocacy și de lobby la nivel european pentru a promova turismul pe bicicletă de-a lungul Dunării. România, din păcate, nu este promovată suficient, deși toate celelalte țări dunărene beneficiază de bani mulți care vin din turism. Apropo, fac o paranteză, aveți ideea anual câți bani generează industria turismului pe bicicletă în Europa? Pe bicicletă. Doar pe bicicletă. Și tot ce înseamnă industrie conexe, cazări, transport, închiriere de biciclete. 44 de miliarde de euro conform unui studiu din 2012. Mai mare, ca să vă faceți o idee, mai mare decât industria croazierelor de lux. Da. Deci bicicleta pare incredibil. Pare incredibil, dar eu dau de tot acelui studiu pe lângă faptul că e oficial, dar l-am văzut concret pe teren. Turiștii care vin, nu doar cicloturiști, dar în general turiștii de calitate care vin din București, din străinătate, sunt gata să cheltuie bani. Sunt gata să consume experiențe de calitate, sunt interesați de cultură. Și iată cum stimulează turismul, bine gândit, bine făcut,
cum stimulează și alte domenii, precum educație, cultură, infrastructură, iar Urlațiu beneficiază de un mediu natural, geografic, foarte bun. Apoi mai beneficiază de apropierea de București, care este un avantaj fabulos. Nu l-are Transilvania, nu l-are Maramureșul. Da. Într-o oră și un pic ești nu trebuie. Asta zic, nu trebuie să stai blocat pe Valea Prahovei ca să te dai cu bicicleta. Exact. Bun. Este oraș, are statut de oraș Urlațiu. Din punct de vedere al infrastructurii, mai sunt lucruri de făcut, mă refer la infrastructură, rutier, sistematizare, utilități, chiar și transport public. Sigur, pare, da. Transportul public pare așa o chestie, du-te domne în Urlațiu, unde o iei pe jos și în 10 minute ești de la un capăt la altul, nu-i deloc așa. Totuși sunt peste 11.000 de locuitori ai orașului și cartierele mărginașe sunt la distanță destul de mare, se află față de centru. Ori există și reală această problemă a mobilității în oraș. Oamenii nu au cu ce să ajungă în centru, mai ales cei în vârstă, sigur, cei fără posibilități deosebite, nu au cum să ajungă la o farmacie, nu au cum să ajungă la un magazin să-și cumpere cele necesare. Nu este deloc dificil să înființez un transport local în oraș. Mă gândesc numai la înființarea unui birou de transport local care să poată să emite licențe și să avem măcar taximetrie la început până ajung să vină, știu eu, firme și prestatori de servicii cu microbuze și așa mai departe. Dar măcar încep de undeva. Da. Măcar tratez problema asta care este una reală. Apoi, legat de infrastructură, avem probleme cu asfaltarea și canalizarea pe o stradă principală, o zonă de jos, urlățenii știu despre ce-i vorba, toată zona de nord a orașului. Da? Acolo este lăsat așa de foarte multă vreme, ori este strada principală, nu mai putem să o mai lăsăm încă 4 ani și încă 4 ani și încă 4 ani. Oamenii s-au săturat de promisiuni și îi înțeleg perfect. Asta ar fi practic un fel de a gândi o abordare cu prioritizare. Nu poți să promiți că asfaltezi tot, că pui gaze peste tot, n-ai făcut în atâta vreme și o faci în următorii ani tot, eu nu cred în așa ceva. În schimb, cred într-o planificare foarte bine gândită, o prioritizare și cred, spre exemplu, foarte mult în canalizare și asfaltări pe străzile care prezintă urme de eroziune. Iarăși, urlățenii știu foarte bine despre ce e vorba. După fiecare ploaie, în străzile care prezintă rampă, da, înclinare naturală a terenului, tot pietrișul se scurge frumos în strada principală, se creează blocaje, se creează risc de accidente, nu mai vorbesc că riveranii, cetățenii de pe străzile respective nu mai au acces în propriile locuințe, că e drumul atât de rău încât nu mai pot intra cu mașinile. Ori aceste străzi trebuie tratate cu prioritate, în primul și în primul rând. Și evident, accesând fonduri europene, poți și altfel să te miști. Merg lucrurile mult mai bine. Pentru că bani sunt, știți foarte bine, 80 de miliarde acordate României în perioada 2021-2027. Trebuie doar să fim suficient de inteligenți încât să-i atragem. Încât să-i atragem, pentru că concurența este foarte mare acum. Sunt alte administrații care se mișcă deja mult mai bine, au echipe deja sutate, care știu să scrie proiecte, ori nouă ne trebuie o organizare foarte rapidă, că anul următor deja o să deschidă măsuri. Noi trebuie să ne pregătim. Alt domeniu important până la urmă ar fi, sau altă direcție în care merită să ne orientăm, este partea de mediu. Da? Partea de mediu, partea de gestionare a deșeurilor, este o problemă cu care și eu m-am confruntat până acum în activitatea mea de turist, pentru că gândiți-vă, da, zone frumoase, obiective, da, monumente istorice. Explică-i turistului străin ce e cu grămada de mizerie, exact, pe marginea, exact, drumului. Exact. Și am ajuns inclusiv să trag traseele pe care merg cu oamenii sau să intru pe anumite trasee unde nu văd cele mai mari mizerii posibile pe marginea drumului. Lucrurile se pot rezolva, eu cred foarte mult, în transformarea Urlațiului în cel mai curat oraș din Prahova. Într-un orizont de timp, poate la sfârșitul 2021 sau undeva în zona aceea, eu cred în lucrul ăsta, pentru că iarăși de aici fondurile europene sunt cheia, poți într-adevăr să faci investiții pentru a transformat practic gestionarea deșeurilor dintr-o zonă în care mai mult deranjează și afectează populația într-o sursă de bani. Da? Pentru că gestionarea într-un mod inteligent, adaptat, da, anului în care ne aflăm, colectarea selectivă a deșeurilor și așa mai departe, se poate transforma într-un avantaj. Dar ne uităm la ce furnizori de servicii de salubritate avem și știm foarte bine problema Ploieștiului cu Rosalul. Da. Același Rosal este și la Urlați.
Are probleme de menținere a graficului de colectare. La case nu sunt colectate deșeurile selective. Deci gândiți-vă că în momentul ăsta la case nu există această facilitate. În Ploiești, de bine de rău, știu că mai există cu sacii colorați. Da. E bine, nu lați nici măcar asta. Nu se întâmplă. Ori acolo trebuie reglate niște lucruri. La fel, furnizorul de apă, Hidroprahova, și cu el este o problemă de mulți ani, pentru că, ok, el este în momentul ăsta furnizorul, dar pe întreaga zonă, nu doar pe Urlați. Dar trage la răspundere dacă nu își respectă contractul. Tu ca primărie ești obligată prin lege să mediezi conflictele pe care le are cetățeanul cu furnizorul de orice servicii publice. Și inclusiv să fii de partea cetățeanului, că aici e o problemă. Problema este, Consiliul Local Urlați este acționar la Hidroprahova, cu 1%. Și atunci nu o să, din acțiuni. Și atunci nu o să vedem, și nici n-am văzut până acum, o poziție tranșantă a autorității locale. Am înțeles că vă confruntați cu dificultăți, ok, dar vrem soluții. Dați-ne un plan, pentru că problema opririi apei în perioada caldă, da, de vară și chiar din primăvară din anul acesta, este de 3 ani de zile, poate și mai bine. Da, până acum se puteau găsi soluții tehnice din punctul oricărui om de vedere. Sigur că da. Bun, am ajuns la finalul emisiunii. Dacă doriți să transmiteți un mesaj pentru cei pe care îi așteptați la vot pe 27 septembrie, cred că este important, mai ales că, mă rog, din punct de vedere al organizării, cu toții trebuie să ne asumăm riscul de a participa. Problema este că dacă nu facem acum, până în cât? 2024, e mai greu să mai schimbăm ceva din punct de vedere al alegerilor locale. Da, clar, mesajul este să ne urmărească în continuare, pentru că nu cer nimănui un vot în alb. Da, dragi urlățeni, niciodată nu am făcut asta și foarte mult am fost prezenți pe teren în perioada aceasta și nu numai. Invităm pe oameni să ne urmărească, să ne citească. Oricând să mă contacteze și să solicite o întâlnire cu mine, pentru că sunt foarte deschis perioada asta să vorbesc cu oamenii și o fac absolut la orice moment, da? Orice moment al zilei. E important ca oamenii să vadă mai mult decât, nu știu, doar un mesaj, o propoziție sau o promisiune, pentru că înțeleg că s-au săturat, da? Și eu m-am săturat de același gen de promisiuni. Ori aici, practic, invitația mea este la profunzime. Hai să cunoaștem omul mai în profunzime. Sunt mulți care, interacționând cu mine de-a lungul timpului din Urlați, în perspectiva asta de voluntariat, implicare în comunitate și așa mai departe, știu care este, până la urmă, năzuința mea și mă cunosc mai bine. Sunt oameni care mă cunosc mai puțin și nu este absolut nicio problemă, da, vorbim de 11.000 de locuitori ai Urlațului, și invit să ne urmărească în continuare. Da? Ce am, practic, am spus până acum și ce spune mai departe oamenilor, până la urmă pornește din onestitate. Pot părea ca și promisiuni, cum foarte mulți le zic, dar totuși mulți au sesizat că există o logică în spatele spuselor noastre, există un trecut care ne recomandă și nici de cum unul care să compromită sau care să aibă rădăcini în politicul vechi. Ori asta eu cred că deja sunt niște premize foarte bune pentru care oamenii să fie mai atenți în ceea ce ne privește, și nu vorbesc aici doar de Urlățeni, vorbesc de, în general, de românii din țară, să urmărească oamenii noi în politică pentru că au substanță. Vă mulțumesc, cu dumneavoastră mă revăd săptămâna viitoare, până atunci vă dorim împreună multă sănătate.